Statutul de membru al UE reprezintă un avantaj într-o lume globalizată, au spus 70% din tinerii care au participat la un sondaj făcut de Parlamentul European înaintea evenimentului pentru tinerii europeni din 2014. Peste o jumătate dintre cei care au răspuns la întrebări, 57% simt că în țara lor tinerii au fost marginalizați și excluși din viața economică și socială în timpul crizei. 43% dintre ei au spus că ar dori să lucreze, să studieze sau să se pregătească în alt stat UE, iar peste un sfert cred că sunt forțați de criză să meargă în alt stat al Uniunii Europene la lucru sau la studii. Părerile tinerilor europeni sunt împărțite în ceea ce privește rolul democratic al platformelor de comunicare socială. 46% cred că acestea reprezintă un progres pentru democrație, iar 41% consideră că reprezintă un risc. La sondaj au participat tineri cu vârste între 16 și 30 de ani din toate statele membre UE. Acesta este o sursă de date pentru cei 5.000 de tineri ce se vor reuni la Strasburg între 9 și 11 mai pentru a dezbate teme precum șomajul, revoluția digitală și viitorul Uniunii Europene.